care credeți că o alegem? Putem să tragem la sorți ca să nu supăr pe nimeni? Nu se poate. Sunt foarte bune toate trei. De asta ești aici, trebuie să alegi o singură farfurie din trei. Să știți că dacă îmi dădeați desert, mi-era mult mai ușor. Păi cred că la asta s-au gândit și băieții. Știu. Deci mi-era mult mai ușor. Este o presiune pentru mine, pentru că vreau să fiu corectă și să nu defavorisez pe nimeni. Pentru că toate farfuriile au fost foarte gustoase, aspectoase. Și acum hai să mergem să le spunem. Hai să le spunem. Hai! Ne întoarcem la cuțite, la moment de emoție pentru inimile calde ale celor trei șefi. A fost o decizie grea, dar amuleta o va lua doar unul. Cine oare? Bună seara, Gabriela! Bună seara, Gabriela! Bună seara! Ce faci? Ce faci? Mulțumesc bine! Mai e supărată pe mine? Eu pe tine n-am fost supărată, a fost o glumă! Las că văd eu acum la juric ce ai făcut acolo. Acum văd eu dacă ai fost sau nu. Dar eu sunt curios unde se duce amuleta. Da, sunt sigură că sunteți curioși. Cam unde putea să se ducă? La niște... Macaroane! Un norocos! Toate au fost foarte bune farfuriile și vă dați seama că mi-a fost greu acum... Deci care farfurie? Zic că nu mai pot. Da. Era o farfurie cu macaroane, nu? În toate trei, în toate trei erau macaroane. Asta și era și apetisantă farfuria. N-ați înțeles încă? Era albă. Da, de acord, toate erau albe. Iar macaroanele aveau gaură, toate chiar. N-a lipsit una. Macaroanele erau macaroane. Suficient de bine fierte, erau aromate. Deci asta nu, gustoase. Deci uite, vezi, nu mai bea apă după cina, că uite așa se întâmplă. Momentul e acum, gata. Da. Da, hai odată, te rog, Gabriela. Zile, gata, da? Zile. Au fost bune, repet, au fost bune toate trei. Eu zic că a fost inspirat cel care a făcut asortimentul acela de macaroane, că a avut mai multe gusturi pe farfurie. Ți-am zis că poate să mai fie. Vezi, bă, că s-a apreciat munca unui om, n-am muncit în zadar. Dorele! Dorele! Că Florin a făcut-o? Ba da. Vezi că s-a supărat pe mine. Deci chiar n-a vrut să-mi dea. Era pentru mine, de fapt, amuleta. Și farfuria. Mamă, nu pot să cred. Deci nu pot să cred. Păi când a văzut că mi-a dat mie, s-a supărat. A câștigat Dumitrescu, băi, incredibil. Nu i-a venit nici lui să creadă. Dar expresia feței Gabrielei, priceless. Păi, o jumătate de față a căzut așa. Deci am avut o dezamăgire totală. Acolo era Florin. Și chiar am vrut, îți jur, vezi? Păi da. Asta am ce zis, dar de ce a trebuit? Ia stai, mamă, de ce a trebuit să jurizezi tu desertul? Păi, confetarea asta, mă, ce ți-am zis? Eu nu știu să fac macaroane. E prima oară când am făcut macaroane cu brânză dulce. Prima oară. Ce norocos e ăsta, mă. Așa supărată pe mine, mă? Eu nu sunt supărată pe tine. Așa supărată pe mine? Așa au văzut oamenii de acasă, că ai fost rău. N-am fost neapărat dezamăgită, că până la urmă nu am știut a cui este farfurie. Eu am jurizat o farfurie, nu neapărat un om. El a fost inspirat să facă acea farfurie, e meritul lui. Doar că mi-ar fi plăcut să fie Sorin câștigătorul, pentru că știu cât de importantă este această amuletă și aș fi vrut să-l ajut și pe el de data asta cu ceva.